Am revenit de această dată. Invitatul jurnalului este Ciprian Iftimoaie, director adjunct la Direcția Județeană de Statistică Iași. Bună seara și bine ați revenit în jurnal. Să rămână, bine v-am găsit. Domnule director, ați venit cu date recente privind indicatorii economici și sociali care descriu situația județului Iași. Date recente înseamnă date care au fost publicate chiar astăzi. Da, chiar astăzi a ieșit buletinul statistic pe luna iunie 2020 de la tipar cu datele calde, cum spunem noi, ca pâinea caldă, și putem vorbi despre situația economică și socială a județului Iași, caracterizată de indicatorii statistici. Începem cu producția industrială. La acest capitol, ce ne puteți spune? Producția industrială a județului Iași, dar și în general, a intrat într-un declin, într-o scădere, începând cu finalul anului trecut. Marile companii din România și din Iași, care fabrică mai ales componente, piese pentru industria automotive din Europa, și-au redus activitatea pe fondul reducerii comenzilor din țările partenere comerciale ale României, și în momentul în care motoarele economice, mai ales cele din industria constructoare de mașini, se reduc în țările membre ale Uniunii Europene, mai ales cum sunt Franța, Germania și nu numai, apare o scădere a producției industriale și în România. Referindu-ne la județul Iași, producția industrială în luna iunie 2020 a scăzut cu 16,4% față de luna similară a anului trecut, iar ca cifră de afaceri s-a redus cu 28,1% în luna iunie 2020 față de luna iunie 2019 anului trecut. Deci cifrele sunt foarte clare. Industria județul Iași a intrat într-un declin să-i spunem, economic. Și să înțelegem, domnule director, că nu doar pandemia este vinovată pentru acest declin, pentru că acest declin a fost evidențiat la sfârșitul anului trecut, da, atunci când nu ne confruntam încă cu... Încă nu ne confruntam cu această criză economică, cum spuneam, semnele unui declin, unei scăderi economice pe plan european și-au făcut simțită prezența, iar criza sanitară declanșată de această pandemie de COVID-19 evident a amplificat această situație, pentru că a scăzut în primul rând consumul. Deci oamenii nu mai cumpără bunuri pentru folosință îndelungată, cum ar fi mașinile, electrocasnice, aparatura electrotehnică și alte lucruri asemănătoare, care sunt produse în domeniul industriei. În ceea ce privește comerțul internațional, este în declin și acesta? Și pe ceea ce înseamnă comerțul internațional al județului Iași, avem o scădere de 19.502.000 de euro, deci aproximativ 20 de milioane de euro față de perioada similară a anului trecut. Exporturile totalizează undeva la 34.403.000 de euro, iar importurile sunt mai mari de 53.905.000 euro, ceea ce înseamnă avem soldul balanței comerciale, importuri minus exporturi, care ne dă o scădere pe minus, cum spuneam, de aproximativ 20 de milioane de euro, și aș pune-o pe seama faptului că motoarele economice au scăzut în această perioadă, însă a crescut foarte mult cererea de bunuri alimentare, de anumite bunuri nealimentare, cum sunt cele din zona medicală și alte produse cosmetice pentru îngrijirea personală, care sunt produse în străinătate. Deci au crescut mai mult importurile. Exporturile au crescut și de aici provine și acest deficit comercial. Aș mai vrea să menționez că pe ceea ce înseamnă relația comercială a companiilor din județul Iași cu zona Americii de Nord avem un excedent, da? Dar aici ponderea comerțului cu America de Nord, ce înseamnă SUA, Canada și Mexicul, e destul de redus, pentru că firmele noastre
Companiile din județul Iași, în proporție de 70%, au exporturile orientate către țările membre ale Uniunii Europene și principalii noștri parteneri comerciali sunt reprezentați de Germania, unde avem industrie constructoare de mașini, Franța, Ungaria, Cehia și Marea Britanie, care încă nu a ieșit din Uniunea Europeană. Deci toate aceste țări au industrii puternice, industrie constructoare de mașini și noi avem aici în România unități economice foarte importante și în momentul în care și lucrurile acolo intră în declin, aici nu mai sunt comenzi, producția scade și comerțul de asemenea intră pe minus. În altă ordine de idei, domnule director adjunct, turismul știm cu toții că a fost și este afectat de această pandemie, a fost afectat mai ales în prima parte acestei crize sanitare pe perioada stării de urgență. În această perioadă unde se situează turismul? Turismul a fost grav afectat de criza sanitară generată de pandemia de COVID-19. Deci în primele luni, martie, aprilie, cam cu 95% a fost scăderea, deci la pământ, ca să folosesc așa un termen... Ca să înțeleagă și cei de acasă. Da, neprofesional neapărat, da, turismul s-a prăbușit efectiv... Iar în luna iunie 2020 față de lunile anterioare și-a revenit ușor. Sosirile în unitățile turistice ale județului Iași, însemnând hoteluri, moteluri și alte structuri asemănătoare, au însumat 10.933 de persoane, în scădere cu 69,5% față de luna iunie anului 2019. Deci, un procentaj deosebit, aproape 70%. 70% pe iunie 2020, lună de vacanță. Din cei 10.933 de turiști care au sosit în Iași, trebuie să precizăm faptul că doar 2.440 reprezintă turiști străini, restul sunt români care au venit probabil în județul Iași, mai ales pentru afaceri, pentru a-și vizita prietenii, rudele și alte asemenea, adică sejururi scurte de timp. În ceea ce privește notările în structurile de primire turistică ale județului Iași în iunie 2020, am avut înregistrate un număr de 15.867 de notări, în scădere cu 71,4% față de iunie 2019, iar indicele de utilizare a locurilor de cazare în ultima lună de raportare a fost de 14,9%. Deci aproape 15% din capacitatea de cazare a județului Iași, hoteluri, moteluri și așa mai departe, a fost ocupată cu turiști. Ceea ce înseamnă venituri mai mici în acest sector de activitate. Unii cumva malițios așa spuneau că turismul nu are o pondere foarte mare în ceea ce înseamnă produsul intern brut în România. Într-adevăr, contribuția nu e mare, cam 1% și ceva%, comparativ cu alte state. Dau exemplu, acum vine minte, Italia, Slovenia, Grecia. Italia, Grecia. Acolo aceste state sunt chiar dependente. Chiar se bazează pe da, pe într-o măsură foarte mare. Însă, nu trebuie subestimat acest domeniu de activitate, pentru că turismul generează o întreagă salbă, să spunem, de activități pe orizontală. Întreține și zona serviciilor și a industriei și așa mai departe. Și că are un potențial mare. Sigur că noi nu ne referim aici doar la numărul de turiști care vin și sosiri, pentru că aceștia consumă, da, produse alimentare. Să ne referim astea, și la furnizori. Deci până la urmă scade comerțul, ei accesează niște servicii și așa mai departe, care toate înseamnă vorbim bani. Vorbim de un lanț. Da, economic și sunt afectate și alte zone. Din păcate și piața muncii este afectată de această criză cu care ne confruntăm. Mai mulți șomeri.
înregistrați? Șomajul nu a scăzut foarte mult, adică nu a scăzut practic șomajul, pentru că mulți s-au dus în șomaj tehnic, beneficiind de facilitățile guvernamentale, fondurile alocate Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și agențiilor județene. Deci angajații au mers în șomaj tehnic și au primit firmele, companiile respective bani și acum este în funcțiune pe lunele de vară, iunie, iulie, august, un program prin care se alocă sau se susțin 41,5% din salariile oamenilor dacă revin în câmpul muncii, date mai multe în acest sens sunt oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, însă efectivul de salariați al județului Iași a scăzut față de ianuarie 2020, când aveam aproape 180.000 de salariați, da? În momentul de față avem doar 174.861 de salariați, în scădere cu 2316 persoane față de... Dar dacă ar fi să vorbim despre veniturile salariale, au scăzut? Salariul mediu net nu a scăzut decât cu minus 2,4%. Deci oricum a fost un pic afectat. A fost un pic afectat. Salariul mediu net, deci cât câștigă cu oamenii în mână, 3247 de lei. Cred că aici mai mult s-au disponibilizat oameni, companiile, firmele au preferat să reducă din efectivul de salariați și să păstreze salariile la un nivel comparabil cu lunile anterioare sau cu luna similară a anului trecut. Puterea de cumpărare a salariului, adică indicele salariului real, a scăzut cu 4,9%. În luna iunie 2020 față de luna similară a anului trecut, iar inflația a fost de 3,6%. Deci vedem că scăderea e ceva mai mare decât indicele inflației. 3,6 inflația, dar puterea de cumpărare a scăzut cu 4,9. Pe scurt, ce date aveți despre natalitate și mortalitate ca să încheiem subiectul ăsta ce ține de indicatorii care descriu situația județului nostru? În ceea ce privește fenomenele demografice, nu avem o schimbare, să spunem, semnificativă față de lunile anterioare, mortalitatea nu, să spunem, a crescut la un nivel foarte mare care să îngrijoreze. Deci față de luna anterioară anului, luna mai, avem doar cu 18 decese mai multe în județul Iași și față de lunile anterioare anului trecut nu există schimbări semnificative. Într-o prezență anterioară la emisiunea dumneavoastră chiar am arătat că în luna martie și aprilie 2020 au fost mai puține așa. Decese în județul Iași decât lunile similare ale anului trecut, explicabil fiind pentru că accidentele rutiere s-au redus foarte mult, oamenii, de asemenea, anumite fenomene infracționale care se soldează de obicei cu ucideri, da? Și aici, mobilitatea în general aceeași, a fost nu? Afectată, oamenii nu au mai apelat nici la servicii medicale și probabil și aici, s-a simțit o anumită scădere, s-a amânat cumva așa. Deci, oricum, decesele din această perioadă generate, să spunem așa, sau influențate de epidemia aceasta de COVID-19, nu putem spune că și-au pus amprenta pe o creștere semnificativă a mortalității în această perioadă. Deci numărul de decese minus nașteri rămâne negativ și Iașul de câțiva ani a intrat pe acest sold natural negativ. Cam acestea ar fi fenomenele demografice, sociale și economice descriși prin prisma indicatorilor statistici
oferiți de Direcția Județeană de Statistică a Institutului Național. 5 minute mai avem până la sfârșitul jurnalului, ne anunță colegii, iar noi ne-am propus, domnule director adjunct, să aducem în discuție și recensământul general agricol, runda 2020. Recensământul general agricol e o cercetare statistică care se face odată la 10 ani. Este foarte importantă deoarece pe baza datelor statistice furnizate de această cercetare exhaustivă care cuprinde toate exploatațiile agricole din România care utilizează terenuri și sau animale. Deci datele acestea fundamentează politicile în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale în România, dar asigură și participarea României la fundamentarea politicii agricole comune și de asemenea atragerea de fonduri europene. În momentul de față noi parcurgem niște pași pregătitori, a fost demarată pregătirea recensământului, suntem încă în faza întocmirii listelor cu exploatațiile agricole, operațiune care este realizată de primării, unitățile administrativ-teritoriale, pe baza informațiilor pe care le au la registrele agricole, în format electronic și sau pe hârtie, depinde cum le-au ținut acolo. După ce vom finaliza întocmirea listelor cu exploatațiile agricole, avem centralizatoare pe comune, pe UAT-uri, orașe, dar și pe județ și după vom proceda la sectorizarea teritoriului, adică îl vom delimita în zone în sectoare de recensământ care vor cuprinde în medie între 180-200 de exploatații agricole și secții de recensământ care vor cuprinde între 7 și 9 sectoare de recensământ pe care vor merge recenzorii cu tabletele electronice anul viitor în perioada cuprinsă între 1 februarie 2021 și 30 aprilie 2021 ca să culeagă datele privind exploatațiile agricole, modul de utilizare a terenurilor, efectivele de animale, producția de animale, dejecțiile animaliere, programele de dezvoltare rurală. Deci toate aspectele care caracterizează aceasta este cea mai importantă cercetare statistică în domeniul agriculturii, realizată de toate institutele de statistică ale statelor membre ale Uniunii Europene. Odată la 5 ani noi mai avem o anchetă structurală în agricultură, dar ea este realizată pe un eșantion reprezentativ. La nivelul României este undeva la 303.000 de exploatații agricole. Vreau să vă mai spun, de exemplu, că obținem date foarte importante în acest sens, adică numărul de exploatații agricole, de exemplu, la nivel național aveam 3.395.925 de exploatații agricole. O exploatație individuală, cum este exploatația a persoanelor fizice, exploatații individuale, PFA-uri, întreprinderi, sunt în medie, deci una individuală, 1,88 de hectare. Cele care au PFA-uri, întreprinderi familiale, cultivă medie 36,63 de hectare, iar o exploatație cu personalitate juridică în genul societăților comerciale, asociațiilor și așa mai departe, utilizează în medie 213,4 hectare. Deci sunt date foarte importante care ne arată concentrarea terenurilor agricole utilizate, efectivele de animale, producția și așa mai departe. Este cumva diferit acest recensământ 2020? Este diferit prin faptul că vom culege datele de pe teren cu aceste instrumente electronice, tabletele. Era și timpul, nu? Era și timpul, da. Și vom scurta în acest fel perioada de prelucrare, procesare, analiză, validare și de diseminare a datelor. Deci nu o să mai stăm un an de zile până procesăm noi toate datele. Ele intră automat într-o bază. Vă ușurează foarte mult munca. Munca și reduc din așteptarea beneficiarilor, pentru că elaborarea politicilor la nivel european, dar și la nivelul Guvernului României, producătorii agricoli, toată lumea nu stă să aștepte, doresc date calde, cu alte cuvinte, da? Exact, pe care să-și fundamenteze programele, actuale. Proiectele lor, să acceseze fondurile europene și așa mai departe. Și pe scurt să reamintim instituțiile implicate în acest recensământ. Instituțiile implicate, da, Institutul Național de Statistică, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul de Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt instituțiile coorganizatoare ale recensământului general agricol,
2020. În plan teritorial sunt structurile aferente, prefectura, statistica și, bineînțeles, Direcția Agricolă de Dezvoltare Rurală, APIA, ANSVSA-ul, sanitarii veterinari și cu cadastru și primăriile pe care ne bazăm și sperăm într-o cât mai bună colaborare în această perioadă, chiar dacă este în plină campanie pentru alegerile locale. Ne-am suprapus cu această campanie electorală care și cu criza. Nu vă favorizează, să înțeleg. Da, sigur că da. Afectează într-o măsură, da, chiar aș putea spune, destul de mare, pentru că primarii în funcție, mulți dintre ei vor să se realeagă, nu? Dar ăsta ar fi mesajul, să fie disponibil cu multe date când... Da, aparatul primăriilor, aparatul de specialitate, care se află în conducerea primarului și coordonarea secretarului unității administrative, trebuie să lucreze în continuare. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Mare plăcere. Ne apropiem și de sfârșitul jurnalului. Spor în toate și vă așteptăm și cu alte mulțumim, date. Mulțumim, o seară bună tuturor. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți.